Compararea numerelor de la 0 la 100. Ce înseamnă a compara? A compara înseamnă a stabili asemănări sau deosebiri dintre două sau mai multe obiecte, punându-le alături. Putem compara în funcție de anumite criterii, după formă sau după culoare. Pentru a compara numerele la matematică, mai întâi ținem cont de numărul de cifre din respectivul număr. Începem cu numerele scrise cu o singură cifră. Andrei a primit la ora de matematică 6 steluțe. Alex a primit 3 steluțe. Cine a primit cele mai multe steluțe? Care număr este mai mare? Putem stabili care număr este mai mare, reprezentând după modelul acesta. Cele 6 steluțe și cele 3 steluțe. Observăm că numărul 6 este mai mare decât numărul 3. Scriem 6 mai mare decât 3 sau 3 mai mic decât 6. Continuăm cu alte exemple, numere scrise cu o singură cifră. 7 este mai mare decât 2, 8 este mai mare decât 4, 3 mai mic decât 5. Dacă numerele comparate nu au același număr de cifre, este mai mare numărul care are cele mai multe cifre. Observăm în acest exemplu, numărul 10 conține două cifre. Numărul 9 conține o singură cifră. Atunci, numărul 9 este mai mic decât numărul 10. Numărul 13 este mai mare decât numărul 4. Luăm și alte numere. 62 este mai mare decât 7. Numărul 7 este mai mic decât 38. Numerele scrise cu 3 cifre sunt mai mari decât numerele scrise cu 2 cifre sau doar cu o singură cifră. Numărul 100 este mai mare decât numărul 26. Numărul 54 este mai mic decât numărul 100. La fel și numerele scrise dintr-o singură cifră sunt mai mici decât cele scrise cu 3 cifre. 5 este mai mic decât 100. Dacă numerele comparate au același număr de cifre, atunci se compară cifră cu cifră, urmărind de la stânga la dreapta astfel. Zecile cu zecile, unitățile cu unitățile. Avem un alt exemplu, numărul 13 și numărul 24. Observăm că numărul 13 are la cifra zecilor cifra 1, care este mai mică decât cifra 2 din numărul 24. Atunci putem spune că numărul 13 este mai mic decât numărul 24. 31 este mai mare decât 22, deoarece cifra 3 este mai mare decât cifra 2. Dacă zecile sunt egale, atunci comparăm unitățile. Observăm că numărul 24 are la cifra zecilor cifra 2, care este egală cu 2. Atunci comparăm unitățile, cifra 4 cu cifra 3. Observăm că cifra 4 este mai mare decât cifra 3 și atunci întreg numărul nostru 24 va fi mai mare decât numărul 23. Avem și alte două numere care au cifre egale. 3 este egal cu 3, 4 este egal cu 4, atunci întreg numărul nostru va fi egal cu celălalt. 34 este egal cu 34. Compară și tu următoarele numere. 23 și 25, 42 și 15, 2 și 21,
49 și 29, 65 și 15, 34 și 26. Fii foarte atent la tot ce ai învățat astăzi. Succes!